Să se determine coordonatele punctului de intersecție a dreptei de ecuație y egal cu minus 4 cu graficul funcției f definită pe r cu valoare în r, f de x egal cu x pătrat minus 6x plus 5. Vă le aduc aminte ce înseamnă graficul unei funcții. Este mulțimea perechilor de forma x și f de x, da? Când x parcurge domeniul de definiție. Sau dacă doriți, dacă notăm pe f de x cu y, putem să spunem este mulțimea perechilor x și y din R la 2, adică din plan, pentru care există un x în domeniul de definiție, astfel încât y să fie egal cu acel f de x. Este același lucru. Prin urmare, de câte ori vom dori intersecția a două curbe, nu contează contextul de la noi, da? Deci, dacă avem o curbă y egal cu g de x, iar curba inițială este y egal cu f de x, punctele de intersecție, adică x-ul corespunzător, respectiv y-ul, se obține rezolvând ecuația f de x egal cu g de x, după care, pentru x-ul respectiv, înlocuind fie în f, fie în g, obținem și y-ul în cauză, da, ordonata respectivă. În cazul nostru, iată, avem cele două funcții, f de x egal cu x pătrat minus 6x plus 5 și a doua, cum dreapta este y egal cu minus 4 și a doua este g de x egal cu minus 4, da? Y fiind egal cu minus 4, atenție, din punct de vedere grafic, este o paralelă la axa OX. Păi rezultă egalitatea celor două, x pătrat minus 6x plus 5 egal cu minus 4, trecem pe 4 din coace, x pătrat minus 6x plus 5 plus 4 egal cu 0, adică x pătrat minus 6x plus 9 egal cu 0, da? Puteți să rezolvați aici în mai multe moduri, fie putem observa că acesta este binomul la pătrat x minus 3 la pătrat egal cu 0, de unde x va fi 3, fie rezolvăm ca o ecuație de gradul 2. Haideți să o rezolvăm așa dacă nu observăm. X1, 2 egal cu minus b, adică 6, plus sau minus radical din b pătrat 36, minus 4ac, 4 ori 1 ori 9 pe 2, egal cu 6, plus sau minus radical din 36 minus 4 ori 9, 36 pe 2, egal cu 6 plus sau minus 0 pe 2, ori adunat ori scăzut, ne-a dat-o 6, 6 pe 2, egal cu 3. Deci observați că are două rădăcini confundate. Altfel spus, cele două funcții vor avea un singur punct de intersecție. Și acum, pentru x egal cu 3, nouă atenție, nu ne-a cerut acest x, ne-a cerut coordonatele punctului de intersecție, deci atât x-ul cât și y-ul. Atenție, y-ul putem și să-l mai calculăm. Îl știm deja de la prima funcție că este constant, y egal cu minus 4, da? Chiar dacă am fi înlocuit, ia uitați, puneam în locul lui f de x, în locul x de la f de x, obțineam 3 la pătrat 9 plus 5, 14, minus 18, minus 4. Prin urmare, punctul de intersecție va avea coordonatele A, va fi A de coordonate 3 și minus 4, adică x respectiv y-ul în cauză.